de a fi optimiști, de a fi încrezători în viitorul vostru, de a privi și de a construi acest viitor. De ce n-ați fi optimiști? De ce ați intra în corul celor care se văicăresc și nu văd nicio șansă pentru voi și pentru această țară? N-aveți niciun motiv. Sunteți bine. Sunteți inteligenți. Sunteți frumoși. Sunteți curați încă. Și mai ales, sunteți liberi. Sunteți liberi să gândiți.